Oțelul nu a putut să înscrie nici la balotești juniorii pregătiți de Stelian Bordeanu, nu s-au putut adapta la terenul mocirlos și la jocul în forță al gazdelor. Stelian Bordeanu se aștepta la acest deznodământ. Când începem jocul, bineînțeles, nu ne așteptăm să pierdem, dar știam că ne va fi foarte greu. În primul rând, când am ajuns la fața locului, am văzut un teren plin de apă, mic și care era destul de greu să le facem, să facem față pe acest teren, și din cauza, eu știu, a gabaritul jucătorilor echipei adverse, a fost un joc bazat pe, numai pe minge lungă și pe forță, la capitol la care suferim, din păcate. Antrenorul gălățenilor crede că elevii săi nu pot face mai mult, forța ofensivă a Oțelului este aproape de zero în acest moment. Plus că am jucat din 3 în 3 zile, unde se vede diferența între o echipă de senior și una de junior, dar cu toate astea n-am făcut un joc destul de rău, am registrat, zic eu, cu brio, dar este diferența destul de mare. Eu am spus-o de la începutul campionatului. Noi am jucat cu jucători de 15, 2 jucători, am avut și probleme de lot la acest joc, apar accidentări acum jucând din 3 în 3 zile și... Da, este destul de greu, dar nu pot să... Sunt mulțumit din punct de vedere a dăruirii, sunt mulțumit din punct de vedere a, eu știu, a efortului pe care îl facem, dar din păcate nu avem forță pe faza de atac, nu punem probleme, este diferența destul de mare. Oțelul a rămas pe penultimul loc în serie, dar mai are doar un punct în plus față de Ceahlăul Piatra Neamț.